Bună ziua și bine v-am găsit la Jurnalul Economic, sunt Ligia Munteanu. România a trecut astăzi la statutul de piață emergentă. Este un pas uriaș pentru Bursa de Valori București, o promovare ce echivalează pe piața de capital cu aderarea la Uniunea Europeană. Până acum România avea statutul de piață de frontieră. Asta înseamnă că bursa locală se deschide acum unor noi categorii de investitori. Investitorii mari, cei care nu aveau voie să investească pe piețe de frontieră, vor putea începe să tranzacționeze acțiuni listate la București. Este un semnal important care aduce România în atenția investitorilor străini și mai mult decât până acum. Însă nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, mai este mult de muncă până când piața de capital de la noi va deveni relevantă în regiune. Pentru asta este nevoie ca mai multe companii private să se financeze prin intermediul bursei, iar guvernul trebuie să continue listările companiilor de stat. Însă, în loc să facă lucrurile să avanseze, guvernanții cam pun bețe în roate. La începutul lunii iunie, Parlamentul a interzis vânzarea participațiilor la companiile de stat pentru o perioadă de 2 ani. Miza a fost blocarea listării Hidroelectrica, perla coroanei, în condițiile în care compania a începuse procedurile de intrare pe bursă. Nu mai suntem piață de frontieră, piețele emergente sunt de 50 de ori mai mari decât piețele de frontieră și, practic, prin acest acces în indicii FTSE Russell, dăm acces tuturor companiilor românești listate la către alți investitori străini cu un alt calibru. Deci, cumva, capacitatea lor de a se finanța crește semnificativ. După efectele se văd, deja se văd că s-au experimentat niște flori pe aceste două companii. Se vor vedea pe termen mediu, aș spune, când și credem că evaluările și costurile de finanțare ale respectivelor companii care accesează acești indici de emerging markets se vor reduce și evaluările acestor companii va fi una mai atractivă, făcând astfel piața de capital din România mult mai atractivă pentru investitori, atât cei domestici cât cei străini. Este un impuls pentru toate companiile care doresc să se listeze sau care sunt deja listate pe piața de capital din România și sperăm să vedem aceste listări întâmplându-se din ce în ce mai frecvent în perioada următoare, pentru că companiile românești devin mai atractive, cel puțin pentru investitorii străini de piețe de emergente. Bugetul nu-și mai poate permite nicio creștere a cheltuielilor în momentul de față, este declarația premierului Ludovic Orban, care a făcut apel la toate forțele politice să nu sprijine raportul adoptat de comisiile parlamentare, cel care prevede majorarea pensiilor cu 40% și nu cu 14%, cât dorea guvernul. Bugetul nu-și mai poate permite nicio creștere a cheltuielilor în momentul de față. În urma zilei negre de la Parlament, în care Comisia de Buget Finanțe, adică PSD-iștii din Comisia de Buget Finanțe, au adoptat niște modificări la ordonanța de rectificare. La ora actuală, România se află într-un pericol extrem de mare. Fac apel către toate forțele politice să nu sprijine în Parlament raportul adoptat de Comisia de Buget Finanțe, pentru că asta va atrage consecințe nefaste pentru economia românească, inclusiv pentru capacitatea României de a atrage investiții, de a atrage fonduri europene, de a fi considerat un partener solid. Ori cred că e de ajuns și trebuie pus punct acestui mod irresponsabil de a face politică. Da. Și continuă seria acțiunilor de imagine pentru cei de la putere, după ce săptămâna trecută președintele a inaugurat o autostradă de doar 18 km. Astăzi, șeful statului a testat trenul care face legătura între Gara de Nord și aeroportul Otopeni. A fost însă un test cu ghinion. Tradiția românească a rămas neschimbată și în prezența înalților oficiali. Trenul în care se afla președintele, premierul și ministrul transporturilor a ajuns cu o întârziere de o jumătate de oră. Am participat astăzi la un test pe singura linie nouă de cale ferată construită, atenție, nu din 89 încoace, din 84 încoace, cum ne-a spus domnul ministru. Noi dorim să dezvoltăm aeroportul internațional, dorim să-i dăm amploare, dar pentru asta
evident, e nevoie să poți să ajungi în aeroport în condiții foarte bune. Nu întâmplător am participat în ultimele zile la metrou, la autostradă și iată acum la testarea acestei noi căi ferate. Dezvoltarea infrastructurii de transport este fundația pe care se clădește planul de relansare economică. Lucrarea este finalizată aproape în proporție de 100%. Evident, probele tehnice sunt necesare pentru punerea în funcțiune, ca și alte etape procedurale, selectarea operatorului de transport feroviar, dar această linie este o realitate și va fi pusă la dispoziția beneficiarilor în cel mai scurt termen posibil. Ne-am setat ca obiectiv ca începând cu 12 decembrie 2020, odată cu noul mers al trenurilor, călătorii se poată circula pe această rută, pe cei 19,5 km, în aproximativ 17 minute. Trecerea de la o zi la alta la cursurile online înseamnă probleme și pentru părinți. Aceștia trebuie să găsească peste noapte soluții pentru supravegherea copiilor. O lege recent adoptată le permite celor care au copii mai mici de 12 ani să stea acasă. Părinții ai căror copii sunt înscriși în sistemul de învățământ cu vârsta până la 12 ani sau dacă copiii au dizabilități cu vârsta până la 26 de ani, indiferent că sunt angajați la stat sau în sistemul privat, au dreptul să solicite zile libere plătite de către angajator, iar o parte din sumele de bani se vor deconta din la contribuția de la fondul de șomaj. Valoarea indemnizației este de 75% din salariu brut, dar fără a depăși 75% din salariu mediu, angajatorul plătește indemnizația, reține impozitele și contribuțiile sociale datorate, depune declarațiile către autorități, iar ulterior poate să solicite decontarea acestei sume. Spuneați dumneavoastră de niște categorii socioprofesionale care nu au dreptul la astfel de zile libere plătite și, într-adevăr, sunt cei din salariații din sistemul de ordine publică, din apărare sau din sistemul medical. Aceștia, după cum ați spus dumneavoastră, vor primi un spor la salariu, suma care li s-ar fi convenit dacă rămâneau prin zile libere plătite. Se acordă doar condiționat, deci doar unul dintre părinți are dreptul să primească aceste zile libere plătite, deci nu ambii părinți. Dacă celălalt părinte se află în concediu de odihnă, nu poate să solicite. Roșiile românești de toamnă sunt la fel de scumpe ca fructele exotice. Un kilogram costă și 10 lei. Producătorii au fost nevoiți să mărească prețurile din cauza moliei tomatelor, care a făcut ravagii în solarii. Formează galerii, pur și simplu se numește molia tomatelor, formează, depune ouă, iar larvele pur și simplu distrug toată planta. Cosmin Dragu a încercat cu greu să combată molia tomatelor. A folosit numeroase substanțe, dar nu prea reușit. Din 2007-2008 a apărut în România un dăunător foarte important și greu de îmbătut în cultura de tomate, Tuta Absoluta, care a făcut fermierii să nu mai prefere să cultive tomate. Plus, anul acesta a fost un an foarte dificil, un an secetos, urmat de câteva ploi și automata... s-au mulțit foarte mult dăunătorii și legumicultorii care mai cultivau tomate și se mai luptau cu acest dăunător au producții foarte scăzute. Pentru că producția este din ce în ce mai mică, prețurile au explodat. Ăștia care de când le comercializează, nu știu ce înseamnă și ei vor să procopse. Și așa se întâmplă, să procopse spinarea producătorilor. Cu 10 lei kilogramul, cum vi se pare prețul? Exagerat. Un kilogram de roșii de la noi pleacă de la 7 lei și ajunge chiar și la 10 lei. Recuperarea economiei globale după criza generată de pandemie poate dura până la 5 ani, este de părere economistul șef al Băncii Mondiale. Carmen Reinhardt a declarat în cadrul unei conferințe că vom vedea o creștere rapidă după ce toate restricțiile vor fi ridicate, însă pentru redresarea completă va fi nevoie de ani de zile, potrivit Economic Times.
Oficialul este de părere că recesiunea cauzată de pandemie va dura mai mult în unele state și va crește inegalitățile, în condițiile în care persoanele și statele sărace vor fi cele mai afectate. Iar asta va face ca, pentru prima dată în ultimii 20 de ani, rata sărăciei la nivel mondial să crească după criză. Unele dintre cele mai mari bănci ale lumii sunt acuzate că au spălat sume uriașe de bani ani de zile. Acestea au permis trecerea prin conturile lor a unor sume astronomice de bani murdari timp de aproape două decenii. Asta arată un raport al Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație. Ancheta, la care au lucrat 108 instituții media din 88 de state, arată că profiturile obținute din droguri, averile deturnate ale statelor în curs de dezvoltare și bani câștigați din piramide Ponzi au reușit să treacă prin aceste instituții financiare în ciuda avertismentelor propriilor angajați ai băncilor. Ancheta se bazează pe 2100 de rapoarte de activitate suspectă trimise de instituțiile financiare către rețeaua de monitorizare a criminalității financiare a trezoreriei SUA. Aceste rapoarte de activitate suspectă ridică îndoieli cu privire la originea fondurilor, dar nu constituie neapărat dovezi de fraudă. Potrivit legii, o bancă completează un astfel de raport dacă are temeri în legătură cu unul dintre clienții săi și apoi îl trimite autorităților. Instituțiile de credit ar trebui să-și cunoască clienții, iar dacă au dovezi în legătură cu o activitate ilegală, ar trebui să-i blocheze banii. Jurnaliștii de investigație au identificat însă cel puțin 2000 de miliarde de dolari în tranzacții suspecte între 2000 și 2017. Cinci mari bănci apar cel mai adesea în aceste documente: HSBC Holdings, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, Standard Chartered și Bank of New York Mellon. Potrivit BBC, gigantul HSBC a permis autorilor unei scheme piramidale să transfere milioane de dolari chiar și după ce a fost informată despre înșelătorie de investigatorii americani. Un alt exemplu este JP Morgan, care a permis unei companii să mute un miliard de dolari printr-un cont din Londra, fără a ști cine îl deține. Banca a descoperit apoi că firma ar fi deținută de un mafiot aflat pe lista celor mai căutați oameni de FBI. În plus, există dovezi care arată că unul dintre apropiații președintelui rus, Vladimir Putin, a folosit banca Barclays din Londra pentru a evita sancțiunile care ar fi trebuit să-l împiedice să folosească serviciile financiare din Occident. Jurnaliștii de investigație au mai scris că soțul unei femei care a donat 1,7 milioane de lire sterline Partidului Conservator, aflat la guvernare în Marea Britanie, a fost finanțat în secret de un oligarh rus, apropiat de Vladimir Putin. Datele mai arată că Deutsche Bank a transferat fonduri provenind din crimă organizată, terorism și trafic de droguri, iar Standard Chartered a transferat fonduri pentru o bancă din Iordania și la un deceniu după ce s-a demonstrat că aceste conturi au fost utilizate pentru a finanța terorismul. Băncile au reacționat după apariția acestor documente. De fiecare dată, numitorul comun este că își îndeplinesc atribuțiile ce le revin și fac totul pentru a lupta contra spălării banilor. Acțiunile unora dintre ele s-au prăbușit pe fondul acestor informații. Titlurile HSBC și cele ale Standard Chartered au scăzut luni până la cel mai redus nivel din 1998. De cealaltă parte, rețeaua de monitorizare a criminalității financiare a trezoreriei SUA a anunțat că publicarea rapoartelor de activitate suspectă reprezintă o infracțiune și dezvăluirea lor va avea impact asupra securității naționale a Statelor Unite. Fanii filmelor SF își amintesc filmul Călătoria Fantastică. Acolo, o navă de dimensiune microscopică era injectată într-un organism uman pentru a-i repara organele distruse. E bine, scenariul se apropie astăzi de realitate, când ar trebui să ne pregătim corpurile pentru invazia unei armate de microboți. O armată de roboți microscopici e gata să-ți patruleze prin corp. În urmă cu aproape o lună, doctorii Mark Miskin, Itai Cohen și Paul McEwan de la Universitatea Cornell au anunțat că au făcut un pas major în depășirea uneia dintre cele mai presante probleme din microbotică, mișcarea controlabilă a roboților. Au dezvăluit lumii o armată de microboți cu motoare care o ajută să se miște. În acest caz, motoarele erau practic picioarele roboților. Fiecare dintre acești microboți sunt mai mici decât lățimea unui fir de păr. Au trupuri echipate cu celule solare și două picioare de platină, care pot fi manevrate independent prin impulsuri de laser. Controlul e atât de precis încât echipa a fost în stare să mânuiască simultan, într-un marș coordonat, picioarele unui batalion de microboți. Dar asta nu-i tot.
Spre deosebire de microboții anteriori, care se bazau pe magnetism ca să se miște, aceștia sunt la bază roboți miniaturizați cu picioare mecanice coordonate de componentele electronice pe bază de silicon. Asta înseamnă că va fi posibil să confecționăm boți în masă folosindu-ne de deceniile de experiență în nanotehnică, la fel cum procedăm atunci când facem chipuri de computer. Pentru că aceste creiere robotice sunt bazate pe componente electronice clasice, vor putea fi mai ușor integrate în circuite logice deja existente, ca să construim o generație și mai inteligentă care să poată răspunde unor comenzi mai complexe. Asta ar deschide drumul incorporării a 50 de ani de cercetare microelectronică în roboți atât de mici că nu pot fi percepuți de ochiul uman. Roboții minusculi ne-au captat de multă vreme imaginația, mai ales grație potențialului din medicină. În anii 60 și Hollywoodul și faimosul fizician Dr. Richard Feynman au imaginat trupe de chirurgi pe care le poți înghiți și care călătoresc prin trup și realizează operații la comandă. Pe măsură ce tehnicile de micro și nanofabricare s-au maturizat, mai ales în ultimele decenii, scopul realizării de roboți biocompatibili de mărimea unor celule care patrulează prin organismele noastre a început să sune mai puțin la literatură SF și mai mult a progres științific inevitabil. Evident, sunt multe obstacole de depășit. Va trebui ca acești microboți să se miște cu ușurință în interiorul nostru, ceea ce e dificil, pentru că micromediul din corpuri e în mare parte lichid. Asta înseamnă că microboții au de făcut față unor forțe de tragere considerabile, care le limitează mișcarea. Soluția finală este surprinzător de simplă și foarte elegantă. Fiecare picior a fost făcut dintr-o folie de platină de doar 7 nanometri, realizată prin tehnologia litografiei. O parte a fost apoi acoperită cu un material inactiv, precum grafenul sau titaniul. Atunci când sunt cufundate în lichid, cu intermediul unui impuls electric, picioarele atrag particulele din apă care se prind de partea expusă a piciorului, îndoindu-l ca un origami japonez. Echipa a desenat boții astfel încât fiecare să aibă două celule solare pe corp. Similare cu panourile solare, acestea transformă energia în electricitate, oferind impulsul electric de care picioarele au nevoie ca să se miște. Cu doar 40 de micrometri lățime și 70 de micrometri lungime, mai mici decât o algă cu o singură celulă și cam la egalitate cu un grăunte de sare, ei sunt cei mai minusculi microboți cu electronică incorporată din istorie. Sunt și surprinzător de rezistenți, pot suporta schimbări de temperatură de până la 37 de grade Celsius, pot fi aspirați în cele mai înguste ace de seringă fără să fie distruși și își păstrează structura și funcția atunci când sunt injectați într-o amibă. Pentru că sunt făcuți prin tehnica litografiei, roboții pot fi ușor fabricați în masă, ceea ce înseamnă că vor fi și foarte ieftini, o zecime de penny. În acest moment au nevoie de foarte puțină putere, de aproape 10 nanovați și sunt rudimentari, nu sunt complet autonomi. Nu au o sursă incorporată de alimentare, ceea ce înseamnă că trebuie să fie conectați la energie externă, ca o marionetă. Ca să poată deveni practici, vor trebui să devină complet autonomi. Să controlezi un robot minuscul e cam același lucru cu abilitatea de a te micșora tu însuți. Mașinării ca acestea ne vor duce în tot felul de lumi uluitoare, prea mici ca să fie vizibile, a declarat Miskin, unul dintre autorii studiului. Cherosenul, unul dintre cele mai scumpe produse petroliere, este atât de ieftin în ultima perioadă încât a ajuns să fie folosit de navele maritime. Pandemia a afectat grav sectorul transportului aviatic, iar efectele se văd în lanț în diferite sectoare. Cherosenul este mai nou folosit de navele maritime drept un component care este adăugat în combustibilul mai ieftin folosit de acestea, transmite Bloomberg. Căderea este notabilă având în vedere că era un combustibil extrem de scump. Fenomenul are drept cauză reducerea drastică a zborurilor din cauza pandemiei, iar asta a dus la dispariția cererii de combustibil din partea industriei aeronautice. Mai grav este că estimările Asociației Internaționale de Transport Aerian, conform cărora călătoriile cu avionul nu vor reveni la nivelul de dinaintea crizei până în 2024, ar putea deveni o caracteristică normală a pieței de combustibili pentru ceva vreme, scrie Ager Press. Datele colectate de Bloomberg arată că pe piața din Singapore, prețul combustibilului de avion a scăzut de la peste 70 de dolari per baril în ianuarie, la aproximativ 20 de dolari în mai, pentru ca în prezent să își revină la aproximativ 41 de dolari. În paralel, prețurile la combustibilul cu nivel scăzut de sulf destinat vapoarelor sunt în prezent cu 54% mai mici decât erau la finele anului trecut. Există și o parte a pieței care profită de situație.
Declinul cererii pentru combustibil, destinația aviației și transportului rutier, generează o ofertă mai mare de componente care pot fi amestecate în combustibilul pentru transportul naval. Însă, utilizarea cherosenului pentru nave are și unele riscuri. Utilizarea unei cantități prea mari de cherosen poate coborî temperatura la care combustibilul utilizat de nave se aprinde, ceea ce reprezintă un risc serios pentru transportatori. Cu toate acestea, pentru moment, este o strategie bună de a scădea din costuri. Pandemia a afectat grav sectorul aviatic, scăzând cursele aeriene cu aproape 60% la nivel mondial, iar revenirea sectorului se anunță lentă, după ce mai multe state revin la restricții în această toamnă. Uniunea Europeană vrea să se înarmeze cu noi puteri pentru a putea contracara marile companii tehnologice americane. Comisarul European pentru Piața Internă a declarat în Financial Times că blocul comunitar vrea să includă o serie de măsuri punitive, cum ar fi giganții din tehnologie să desprindă și să vândă operațiunile europene în cazul în care ajung prea mari și amenință interesele clienților sau a rivalilor mai mici. O altă măsură luată în calcul va fi chiar scoaterea firmelor tehnologice de pe piața unică europeană. Oficialul european spune însă că aceste măsuri vor fi folosite doar în circumstanțe extreme, fără a da însă mai multe detalii. Bruxelles are în vedere și un sistem de evaluare care va permite publicului și acționarilor să aprecieze comportamentul companiilor în arii precum respectarea obligațiilor fiscale și viteza cu care elimină conținutul ilegal. Comisarul european a adăugat că primul proiect de lege va fi gata până la finalul anului, iar apoi va trebui aprobat de Parlamentul și de Comisia Europeană. TikTok a primit un răgaz de o săptămână din partea Statelor Unite, cu câteva ore înainte de a fi interzisă. Donald Trump a amenințat că Statele Unite vor bloca accesul la platforma de socializare pe motiv că firma care o deține este sub controlul regimului comunist de la Beijing. Între timp, președintele american a anunțat că sprijină acordul care permite ca TikTok să continue să opereze în Statele Unite. Acordul prevede crearea unei noi companii, TikTok Global, care va gestiona operațiunile din America. Potrivit Reuters, acționarii americani ar urma să controleze 53% din TikTok, iar investitorul chinez 36%. Aplicația are 100 de milioane de utilizatori în Statele Unite. Jurnalul economic ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Muntanu și vă mulțumesc pentru atenție. În continuare, vă așteaptă la știri Teodora Tompea. O zi frumoasă!